un fel de boală rea. Panicați, stresați, n-au somn. Explozia de prețuri la utilități a generat o stare de frică colectivă printre români. Spaima că nu vor avea suficienți bani să le plătească le provoacă stres, atacuri de panică și insomnii permanente. Uneori, starea de stres se instalează chiar înainte ca facturile să ajungă fizic în cutiile poștale, avertizează specialiștii. Trăim cu groază. Creează panică și creează o stare de rău. În permanență ne gândim la asta. Nu ne mai putem bucura de viață. Acum suntem pensionari, ar trebui să călătorim, să ne plimbăm, dar gândul e tot la facturi. Cum vă porți banii? Un fel de boală rea de care nu scăpăm. Ce vă sperie cel mai mult iarna asta? Păi mai mult că o să vină la curent. Factura de plată. La curent. Mai mult de stres o să se ducă mulți. Panicați, stresați, n-au somn. Că n-au bani de mâncare. O simțim absolut toți, în special bătrânii. Sentimentul că nu sunt bani de ajuns ca să le recuperăm pe toate. Stresul este... Avem o teamă, o frică. Psihologii spun deja facturofobie, iar medicii cardiologi spun că în ultimele luni tot mai mulți oameni au ajuns la spital. Au probleme cardiace, iar în cele mai multe cazuri sunt provocate de stres. Trăim vremuri destul de dificile și atât pandemia, cât și războiul și mai nou explozia facturilor constituie factori de stres care au în ultimă instanță efecte și asupra inimii. Am constatat la pacienții noștri că pe măsura intensificării acestor calamități s-au înregistrat creșteri în valorile tensionale, intră această teamă care se poate reflecta și în timpul somnului, cam la toate categoriile de vârstă. Oamenii au tendința să rămână încordați pe perioade lungi de timp, iar persoanele care suferă de facturofobie ajung să verifice de mai multe ori pe zi contoarul la gaze și electricitate, de spaimă că nu vor putea plăti. Specialiștii spun că ar fi bine ca oamenii să găsească diverse modalități pentru a reduce consumul de utilități.